Tot în Statele Unite îl avem pe cel de-al treilea, cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a câștigat doar în 2020 90 de miliarde de dolari. El urmează să-l depășească pe fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, și devine al treilea cel mai bogat om din lume după ce acțiunile Tesla au crescut cu 13% în urma anunțului că producătorul de mașini electrice va fi inclus în indicile în S&P 500 așa cum informează The Guardian. 90 de miliarde doar în 2020. Când vine vorba de sume din astea impresionante, nouă oamenilor normali și oamenilor în general, ne e greu să, să înțelegem uneori cât de mulți bani, despre ce valoare vorbim acolo. 90 de miliarde în 2020, da? Acum gândește-te așa. Dacă ai câștiga un milion de dolari pe an. Te-ai considera bogat, te ai considera că duci o viață mai mult decât confortabilă, că poți să trăiești mai mult decât decent aproape oriunde în lume. Nu, oriunde în lume poți să trăiești decent cu un milion de dolari pe an, da? Dacă mergi mai departe, ok, un milion de dolari în fiecare an. Trăiești bine, câștigi bine. Ai avea nevoie de o mie de ani ca să ajungi la un singur miliard, da? Câștigând un milion pe an. Nu sunt un geniu în matematică, dar cred că, cred că e corect, nu? Deci, un milion pe an, o mie de ani, ca să ajungi la un miliard, da? Ca să înțelegi câte mari sunt averile acestea. Și de ce... Poate că nu e tocmai bine să avem oameni care sunt mai puternici decât multe țări, adică sunt mai bogați decât multe țări, pentru că cineva care are atât de mulți bani nu trebuie să ia în serios legile, are pe telefon toți președinții din lume, poate să vorbească cu oricare dintre ei, poate să influențeze politici publice, are o putere imensă dacă te îngrijorează situația oamenilor săragi din lume, nu poți să spui asta în același timp și apoi să crezi că e ok ca o singură persoană să câștige 90, să își mărească averea cu 90 de miliarde într-un singur an. Adică el a muncit cu atât mai mult, cu 90 de miliarde de dolari mai mult decât noi toți ceilalți? Asta nu înseamnă că ăsta e un discurs comunist, dar e clar că trebuie făcut ceva astfel încât diferența asta între bogați și sărași să nu mai fie la fel de mare. Dacă îți dorești pace și stabilitate în lume, că dacă averea va, se va concentra din ce în ce mai mult și câțiva oameni vor deține din ce în ce mai mult avere, la un moment dat, condițiile vor fi de așa natură, astfel încât oamenii vor deveni disperați. Și vedem acum ce se întâmplă în contextul acestei crize economice generată de pandemie, că a crescut numărul de infracțiuni peste tot prin lume, oamenii disperați nu mai respectă legea, uită și de morală. Când e vorba de când apare foamea sau disperarea sau frica, uiți de toate aceste lucruri. Iar problema oamenilor care Trec printr-o situație grea, e o problemă de securitate națională, de securitate planetară. De asta, guvernele lumii trebuie să prezinte soluții în zilele, săptămânile, lunile ce vor urma, nu neapărat pentru că ăsta e un lucru decent, că e ține de moralitate, ci pentru că chiar și pragmatic gândind, trebuie să găsim soluții în perioada următoare pentru a cumva pentru a echilibra situația. Asta nu înseamnă că trebuie să avem cu toții același venit, că nu mai trebuie să existe oameni bogați. Nu mergem până acolo. Vorbim despre diferențe care au crescut de la an la an, diferențele între cei bogați și cei mai săraci oameni. Acolo e problema și Trebuie cumva echilibrată situație. Cei care vor găsi soluțiile pentru a reechilibra situația vor fi probabil cei care vor, vor beneficia și de laude și vor fi cei care vor schimba lumea în anii ce vor urma.